această problemă a femeilor care n-au publicat și mai mulți, mai multe n-au publicat decât au publicat, totuși n-au fost, totuși au lăsat urme. Numai că n-au fost publicate. Sunt două lucruri diferite. Dar au fost folosite aceste materiale. În cercetările monografice, cine a fost acolo, trebuia să facă, altfel de ce să stea acolo, nu? A făcut niște fișe. Aceste fișe au rămas. Nu toate, dar foarte multe au rămas. Și aceste fișe sunt semnate. Numai că a ajuns la, nu știu prin ce împrejurătoare, la Muzeul Satului. Și la Muzeul Satului este o politică editorială foarte ciudată, practic incontrolabilă, dar cert este că acolo sunt foarte multe surse pe care nu cunoaște lumea. Cărțile lor sunt foarte elegante, dar se vând numai acolo. Spre, cum să spun, surpriza unora, aceste volume care a fost aceste cercetări au fost coordonate de Gusti, dar cărțile sunt semnate de doamna Popoi. Asta e o chestie, cum să spun, absolut secundară. A doua chestie pe care vreau să spun că aici a fost o stare absolut minunată, dar cu două tipuri de impresii pe care trebuie să aibă cei din sală. Au văzut niște fotografii și aici au fost câteva intervenții. Nu, toate au fost foarte interesante, dar cele două lucruri nu se, cum să spun, nu se întâlneau tot timpul. A spus ceva Teodora, că primele au fost de cercetare acolo unde femeile au fost ori în civil, ori în costum popular. Toate au fost monografii, niciuna nu a fost țărancă sau țăran. După aceea au venit aceste acții, fotografii, oameni în uniformă. Mai mult decât atâta, în niște poziții paramilitare, cu saluturi foarte ciudate. Și o doamnă, tot un destin de bine instruită, apropo de aceste saluturi, m-am întrebat, domnul Roșeaș, cum puteți să deosebiți acest salut, dacă este de legionar sau de monografist? Bună întrebare. Și foarte multă lume face această confuzie și, bine, până la urmă, în cercul de specialiști, foarte repede se poate observa și despre ce e vorba. Dar că lumea este foarte mică și lucrurile se leagă, una dintre problemele cele mai importante și interesante din cartea Jelei pe care am prezentat data trecută, tocmai din această confuzie a ieșit. Dacă vreți să